Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Albert Cojocaru are 20 de ani și provine dintr-o familie de polițiști. Eu nu am vrut să încep să mă droghez. Mă uitam la multe filme cu droguri și cu petreceri. Cumva din filmele acelea am vrut să fac fix ce făceau actorii. Cocaina, când am tras, a fost drogul de care chiar m-am îndrăgostit și acel drog m-a adus în cea mai rea situație. N-am mai avut nici bani și n-am mai avut niciunde să stau, prietenii mei n-au mai avut niciun lucru de câștigat de pe urma mea, m-au lăsat și ei. Mă drogam până aveam halucinații. Mi-era frică că mor, pentru că cum mă puneam în pat, simțeam cum îmi bate inima prin saltea. Mă rugam la Dumnezeu să mă ajute. Bună seara, sunt Antonia Fudulu, bine v-am regăsit la o nouă ediție Spune-mi Cum. După ce părinții divorțează, în cele mai multe cazuri, copiii devin dependenți de droguri. Albert Cojocaru are 20 de ani și provine dintr-o familie de polițiști. Deși minor, ani la rând, faptele lui au atras atenția autorităților. La vârsta de 7 ani a fumat pentru prima oară tutun, iar la 13 ani a început să se drogheze. A furat din magazine și de asemenea a spart casa bunicilor, amanetându-le bunurile. Ce a dus la un astfel de comportament, vă invit să aflăm de la el chiar acum. De 9 luni, Albert luptă pentru un mai bine. De 9 luni, Albert luptă cu dependența de droguri și cu siguranță va reuși. Bună seara, Albert! Bună seara! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Vei reuși, nu-i așa? Da, normal. Crezi în asta și este foarte important să mergi înainte cu credință. Asta este singura scăpare. Asta a fost scăparea mea. Că am mers cu credință. M-am încrezut în Domnul și așa El m-a ajutat. Până să ajungi în acest stadiu, vom începe să aflăm pas cu pas ce s-a întâmplat cu tine. Desigur. Așa că te întreb pentru început, de unde ești? Sunt din Drobeta, Turnul Severin, am vârsta de 20 de ani, m-am născut într-o familie frumoasă, părinții mei fiind polițiști, am primit o educație destul de bună, zic eu, de acasă, dar pe mine nu m-a atras partea asta de a fi băiat cu minte. Părinții mei îmi spuneau că mă confruntam în fiecare zi cu lucrurile rele pe care nu trebuie să le fac, dar pe mine m-au atras cele rele pe care să nu le fac, pe acele le-am făcut. Ambii părinți polițiști. Da. Au fost niște părinți stricți? Au fost polițiști cu tine? Da, tatăl meu este o persoană mai strictă, dar m-a ajutat lucrul acela. Uh-huh. Când el era strict cu mine, planul meu era să fac fix opusul lui ca să le enervez. În asta era gândirea mea atunci. Uh-huh. Albert, care este cea mai frumoasă amintire din copilăria ta? Sau frumoase, poate sunt mai multe. Ca și amintiri frumoase din copilăria mea, au fost momentele petrecute cu tatăl meu, pentru că părinții mei au divorțat la o vârstă fragedă, iar eu am rămas să stau cu tatăl meu și tatăl meu a făcut foarte multe sacrificii ca mie să nu-mi lipsească nimic, să-mi ofere tot ce-mi doresc, să facă plimbări cu mine și astea sunt niște amintiri frumoase în viața mea. Uh-huh. Cum el s-a chinuit pentru mine. Cum ți-ai descrie părinții pe fiecare în parte, așa, în câteva cuvinte? Ce înseamnă ei pentru tine și cum i-ai descrie? Amândoi părinții înseamnă ceva frumos pentru mine, îi iubesc pe amândoi. Numai că a fost chestia asta, eu sunt mai apropiat de tatăl meu și el a fost ca un exemplu pentru mine. Și acum este exemplul meu și place foarte mult de el. Iar cu mama mea, acum am pornit o relație mai apropiată și este o persoană bună, numai că eu nu am văzut-o așa până acum. De ce? Pentru că atunci când eram mic, cum mi-a ales să plece, n-am conștientizat cum au fost lucrurile. Am zis că a fost numai vina ei, acum nu știu ce a fost, poate a fost și vina tatălui meu, a fost vina amândurora și am privit-o cu o grăi. Am zis că ea a vrut să plece, nu a mai fost aproape de mine și de aceea nu am fost foarte apropiat.
Da, este și normal când ești mic să nu înțelegi motivele pentru care părinții divorțează și în mod normal atunci când se spune, poate nu în fiecare situație, când doi se ceartă, amândoi sunt de vină. Și probabil că cu timpul îți vei da seama că tu trebuie să fii prieten cu amândoi pentru că sunt părinții tăi. Da. La 7 ani intri la școală, așa cum este normal pentru fiecare elev. Și știu că aveai note bune, învățai bine, dar tot la 7 ani ai început să fumezi pentru prima oară. Cum se împacă cele două extreme? Da, la 7 ani i-am furat tatălui meu un pachet de țigări și la 7 ani am fumat prima țigară și am leșinat, nu am continuat să fumez atunci. M-am apucat la vârsta de 11 ani. Și la școală am învățat destul de bine până am ajuns la liceu. Mi-a plăcut la școală, aveam note bune, mă duceam la școală, dar atunci când am intrat la liceu, nu m-am mai dus la școală. Mă duceam la școală tot ca să consum, să stau cu colegii. La mine în clasă erau 12 elevi cu care consumam droguri din clasa nouă. Să o luăm treptat și adineori spuneai că la 11 ani încep să fumezi constant. Da. La aceeași vârstă am început să și consum alcool. Și alcool și am dar înțeles că ai început să te droghezi cu verișorii tăi. Sau? La vârsta de 13 ani am intrat într-un anturaj nu așa bun, unde băieții care erau în anturaj fumau iarbă și eu nu voiam să fiu ăla fraier care să nu fumeze și am zis că mă apuc și eu de fumat ca să am acceptarea lor. Dacă nu, eu voiam să fiu în acel anturaj și dacă nu fumam și eu cu ei, nu mai aveam acceptarea lor în acel anturaj. Și de asta am început să fumez. În perioada aceea te simțeai singur? Într-o oarecare parte, da, mă simțeam singur. Cine era cel mai aproape sufletului tău, în afară de tatăl? De mătușa care mea. O mătușă? Da, am petrecut mult timp cu ea în copilărie și pe ea am considerat-o ca o mamă, că aveam nevoie de iubirea unei femei în viața mea, așa că am considerat-o pe mătușa mea ca fiind mama mea. Aveai nevoie de afecțiunea aceea maternă, care lipsea la momentul acela, nu? Da. Dacă bine știu, tot la 11 ani ai avut prima relație, de ce ai simțit nevoia să forțezi lucrurile? Pentru că erai un copil. Pentru că voiam să par rebel într-o... Cam asta a fost lucrul. Rebel? Da. Adică am vrut să fiu mereu în centru atenției și de asta am încercat mereu să forțez lucrurile ca să am, cum s-ar spune, să am aprecierea celor mai mari decât mine, ca să ajung în grupuri de oameni mai mari. Să atragi atenție. Da, asta am vrut. Nu neapărat simțeai nevoia să faci acele lucruri? Nu, chiar nu. De multe ori n-am simțit nevoia să fac acele lucruri, am făcut-o doar pentru alții. Așa s-a întâmplat și cu drogurile. Da, eu nu am vrut să încep să mă droghez. Ce știai tu despre droguri la 13 ani? Absolut nimic. Nu știam că într-un timp ajungi rău, nu știam că de la un joint pe care l-am fumat o să ajung la restul de droguri tari, la pastile, la cocaină, nu mă gândeam la lucrurile astea. Am crezut că totul e o joacă, era frumos, eram toți copii, era anturajul mare, mergeam la petreceri, râdeam, ne distram, vedeam partea frumoasă. Am crezut că e ceva wow, care nu o să dureze chiar așa de mult timp și după îmi voi revine. Spuneai că simțeai că asta este o șmecherie. Da. A te droga. Da. Bine, așa ziceau toți din grupul meu, așa spuneau, că dacă faci asta, e șmecherie, ești cineva, fetele te văd altcumva. Asta a fost. Dar după primul contact cu drogurile, ai avut mustrări de conștiință, lupte interioare? Te simțeai vinovat? Nu. Nu m-am simțit vinovat. Mi-a plăcut. Era doar o stare de bine? Da. Și nu aveai să știi ce va urma? Nici gând. În tot acest timp totul decurge normal, nu? Da.
merge la școală, continuă viața cât de cât normal. Sau pe ce anume a fost, ți-a afectat consumul acesta de droguri? Din ce punct de vedere te-a afectat pentru prima oară? Nu mi-a mai dat interesul la școală. Uh-huh. Nu mai învățam nimic. Mă duceam la școală, cum v-am spus, ca să consum. Ca să pot să plec de dimineața de acasă, să tatăl meu să nu-mi pună întrebări, mă duceam la școală și consumam la școală. Acolo era cel mai ușor de consumat? Da, la școală. Și cum făceai rost de droguri? Cei din anturajul meu le luau ei și eu doar le dădeam câțiva bani și stăteam și fumam. Așa a fost la început. Ai avut bani întotdeauna? Da, am avut bani de la părinți, de la familie. N-am avut o problemă cu asta. Deși copil de polițist, adesea ai ajuns să atragi atenția autorităților. Da. Despre ce a fost vorba? Primul dosar penal l-am avut pentru o joacă. M-am dus cu un prieten să furăm dintr-un magazin, neavând nevoie să fac lucrul acela, având bani la mine. Și ziceam, băi, e o distracție, să iau lucrurile gratis, să nu dau banii pe ele, e tare. Și așa m-am dus să fur dintr-un magazin o sticlă de vodcă și așa am avut un dosar penal pentru lucrul acesta, într-o joacă. Și au mai urmat și alte fapte. Da, pentru deținere de droguri și consum. Care a fost cea mai gravă faptă pe care ai făcut-o? Aceasta, deținere de droguri. Cu drogurile. Da, cu drogurile. Albert, a contat faptul că ești fiu de polițist? Da, a contat. Dar le-am făcut și lor probleme. Cui? Părinților. Uh-huh. Le-am pus într-o lumină proastă la muncă, făcând ceea ce fac. Și cum s-au raportat ei față de... În primul rând, după cât timp au aflat ei că tu te droghezi? Cam după un an deja tatăl meu avea niște suspiciuni că m-aș droga, dar nu m-a prins în fapt să vadă că mă droghez. A încercat să discute cu tine, să te întrebe anumite lucruri? Nu. Bine, cred că era frică să acceseze acest subiect cu mine, pentru că eu cred că el știa că fac lucrul acesta, doar că nu mă prinsese să poată să vorbească cu mine, să-mi dea niște sfaturi. Iar mama ta? Mama mea m-a prins. Odată am mers să dorm la ea peste noapte, eram cu doi prieteni, am ieșit în spatele casei, le-am făcut două jointuri, le-am aprins și la 2-3 minute mama mea a apărut în spatele casei, a mers foarte ușor până la mine fără să o auzi și m-a prins fumând. Eu am încercat să o păcălesc și atunci, că nu e iarbă, e un fel de tutun, dar atunci i-a spus și tatălui meu, i-a arătat poze cu jointul pe care îl fumam și și-a dat și el seama că fumez. Orice aș fi spus eu lui că nu, n-aveam cum să-l mint atunci. Uh-huh. Și cum s-au raportat la situația ta? Cum te-au abordat? Ce strategie au folosit? Este foarte important să știm cum acționează anumiți părinți în astfel de situații. Părerea mea e că mulți părinți nu știu cum să reacționeze în acel moment, pentru că dacă ei n-au trecut prin asta și nu au fumat sau nu s-au drogat niciodată, n-au cum să te abordeze pe tine într-un mod fain. Tatăl meu mă certa, a început să nu mai îmi dea bani, să nu prea mă mai lase să ies din casă, dar nu lucrul ăsta a ajutat cu nimic. Mai rău a făcut, mai rău mi-a venit poftă să mă droghez de la lucrul acesta. Ok, și acum după 9 luni, de 9 luni nu mai consum droguri. Da, de 9 luni. În acest centru ai reușit să te evaluezi, să-ți dai seama de anumite lucruri. După 9 luni, cum crezi că ar fi bine să reacționeze un părinte? Cu calmitate, să vorbească cu el, să înțeleagă problema, să înțeleagă de unde s-a ajuns să consume droguri și nu să fie părintele acela dur. Asta eu cred că ar ajuta foarte mult. Ok, cunoscându-te pe tine, căci te cunoști, cum ai fi reacționat dacă venea tatăl tău sau mama ta care te-a prins cu drogul în mână și îți spunea, dragul meu, nu e bine ce faci, hai să vedem. Ai fi acceptat să te ajute? Nu.
Bine, eu sunt o persoană așa mai dificilă, nu aș fi acceptat lucrul acela. Mie mi-a plăcut, chiar dacă n-am vrut să mă droghez, când am început să mă droghez, mi-a plăcut foarte mult și am zis că eu asta o să fac toată viața. Niciodată nu o să mă las droguri. Așa spun toți. Da. Căci din cauza acestei plăceri ar se ajunge la dependență. Da, bine, este plăcere doar la început, primele luni, că apoi e doar o necesitate. Trebuie să te droghezi ca să mai funcționezi tu cum funcționai înainte să te droghezi. Așa a fost la mine. Uh-huh. Și atunci, după câte luni devii dependent și realizezi că nu este ok în faza în care ai ajuns? Atunci când deja fumezi în fiecare zi și trebuie să fumezi, e clar că ești dependent. Dar după o perioadă, iarba nu și-a mai făcut efectul și a trebuit să trec la alte droguri mai tari ca să am plăceri. Am început să merg la festivale de muzică electronică și acolo nu aveam cum să mă duc să fumez iarbă, așa că am început să trag prafuri pe nas, să iau pastile, ca să simt muzica, că în chestia asta cu petrecerile, cu party-urile, trebuie să iei alte droguri ca să simți muzica, așa se spune, că te conectezi cu ea, să simți ritmul care este acolo. Iarba te obosește, doar te face să râzi. Îți vine somn, n-ai cum să te joci la o petrecere să fumezi iarbă. Și mi-au plăcut petrecerile extrem de mult. Am început să mă duc la petreceri în fiecare weekend, făceam eu petreceri acasă. Mi-a plăcut mult când am trecut la alte droguri. Și după o perioadă cam de un an jumătate, am trecut la cocaină. Am intrat într-un grup de băieți mai mari, unde ei asta făceau. Eu mă uitam la multe filme cu droguri și cu petreceri și cumva din filmele acelea am vrut să fac fix ce făceau actorii. Chiar dacă n-am ajuns să fac lucrul ăla, dar ce vedeam la ei, ziceam că asta vreau să fac și eu. Și cocaina, când am tras, a fost drogul de care chiar m-am îndrăgostit și acel drog m-a adus în cea mai rea situație. După acest drog ai încercat și altceva și mai puternic? Nu. N-am folosit droguri mai tari. Am folosit iarbă, cocaină, pastile, ciuperci și timbre. Atât. N-am ajuns la heroină sau legale, care sunt droguri mult mai tari, care te distrug. Chiar și așa, transmite-le tinerilor care sunt tentați să încerce sau chiar sunt în dependență, cât de grav pot ajunge consumând acest drog, cocaină? Ajunge extrem de rău. Eu, de la un băiat care în copilărie nu i-a lipsit nimic, am ajuns să nu mai am o casă, să stau pe străzi, să nu mai am în ce să mă îmbrac, să n-am unde smuc să fac un duș, să n-am ce să mănânc. N-am mai avut acceptarea celor din jurul meu, toți prietenii care erau buni, i-am lăsat deoparte și am ales ceilalți prieteni cu care mă drogam. Și atunci când n-am mai avut nici bani și n-am mai avut niciunde să stau, prietenii mei n-au mai avut niciun lucru de câștigat de pe urma mea, m-au lăsat și ei. Ei, chiar dacă erau într-o situație bună, nu i-am mai interesat cât de rău am ajuns eu. Erau cu mine doar când era bine, când aveam bani, când puteam să mă droghez cu ele, dădeam droguri, atunci erau prietenii mei, că nu mă cunoșteau, nu erau prietenii mei. De fapt, nu erau prieteni. Exact. Dar prietenii adevărați de care te-ai detașat tu căutând anturajul, au avut un cuvânt de spus, un sfat pentru tine? Sfaturi au avut mulți, dar eu nu-i băgam în seamă. Ziceam, bă, asta vreau să fac, mie asta îmi place. Poți să-mi spui tu ce vrei. Tu nu ești în situația mea, nu-ți dai seama. De asta îmi spui asta. Îi spuneam, încearcă și tu să te droghezi și o să vezi că o să-ți placă și nu o să mai dai sfaturile astea. Și așa am făcut mulți copii să se drogheze, ca după să am ceva de câștigat de pe urma lor, cum au făcut și alții cu mine, așa am început să fac și eu cu ei. Wow. Asta te face. Atunci când lumea se comportă într-un fel cu tine, tu cauți alți oameni cu care să te comporți și tu la fel. Deci ai împins și alte persoane în dependență. Da, și acum aș vrea, dacă aș putea, dar nu am eu puterea, să-i fac și pe ei să renunțe la droguri, pentru că și au ajuns fix în situația în care am fost eu, poate chiar și mai rău acum. Poate ai puterea, Albert. Uite, îți faci publică povestea și dacă simți să le transmiți ceva chiar acum, fă-o. Eu de asta am și venit,
ca să pot să ajut pe alții la rândul meu. Dar atunci când ești în dependența de droguri, oricine ți-ar da sfatul, chiar dacă îl vezi pe cineva care te-ai drogat și acum vezi că e bine, nu o să vrei să fii ca el. O să zici că el a nebunit. Cam așa este în generația asta. Îi înțelegi. Da, chiar îi înțeleg, pentru că așa eram și eu. N-aș fi acceptat asta. Dar te simți vinovat față de ei? Acum da, chiar mă simt vinovat. Până să ajung în centru, nu m-am simțit vinovat. Absolut deloc. Eram chiar fericit că fac asta, pentru că într-o oarecare parte îi controlam, ei făceau ce le spuneam eu, pentru că eu le dădeam droguri și că voiau, că nu voiau, trebuia să mă asculte pe mine. Te simțeai puternic și influent. Da, dar de fapt nu eram. Asta era în capul meu. Albert, cum au reacționat părinții tăi și la ce măsuri au ajuns atunci când au simțit că nu mai au control asupra ta? M-au dat afară din casă și n-au mai vorbit cu mine. N-am mai vorbit o perioadă lungă cu tatăl meu. M-am dus și la mama mea, dar și acolo am continuat să mă droghez, așa că și ea m-a dat afară din casă. Apoi m-am mutat la bunica mea și acolo tot am continuat să mă droghez și m-a dat și ea afară. Și m-am mutat singur și am zis că îmi trăiesc viața așa cum e. Te-ai mutat singur? Da. Pe ce bani? Cu ce bani? Am început să vând droguri ca să pot să-mi întrețin consumul și să am unde să stau. La început am stat la o prietenă, apoi m-am certat cu ea și am hotărât să mă mut singur. Îmi pusesem niște bani deoparte și am stat singur o perioadă. Prietenă care era și iubita ta la momentul acela? Da, pe care tot eu am făcut-o să se drogheze. Wow! Mai știi ceva de ea? Acum nu, chiar nu mai știu absolut nimic de ea. Dar o să vreau să iau legătura cu ea și să văd măcar dacă este bine. Dacă încă se mai droghează, dar părerea mea e că nu se droghează pentru că ea se droga doar când era cu mine. Ca să-mi facă mie pe plac tot lucrul acela a fost. Iar faptul că ai plecat de la ea ar putea fi un semn bun. Da. Sau un lucru bun. Bine, ea a fost o persoană importantă în viața mea și chiar mereu m-a încurajat. Ea mereu îmi spunea că o să mă las de droguri. Nu o luam în seamă. A avut grijă de mine în multe nopți în care îmi era extrem de rău. Am făcut și o supradoză și ea a fost lângă mine. Adică ea a fost singura când toți prietenii mei au dispărut. Ea a fost singura lângă mine. Ce s-a întâmplat cu tine după supradoză? O săptămână nu m-am drogat și după o săptămână, în acea săptămână am început să mănânc mai mult, să mai fac mișcare și am zis, gata, bine, acum pot să mă apuc din nou. Nu m-a oprit cu nimic să nu mă droghez în continuare și cred că și dacă mai făceam încă una, tot mă drogam. Deci cam așa funcționează dependența. Când simți că ești bine, că al tău corp își revine cumva la normal, spui, se poate continua în liniște, nu? Exact. Dar, de fapt, degradarea este și mai rapidă. Da, am fost și eu degradat. Eu nu mai gândeam coerent, nu mai aveam nicio emoție, eram doar foarte nervos, mă certam cu toată lumea din jurul meu. Ai devenit și agresiv? Da, am fost destul de agresiv. Cu cine? Cu bunica mea. Într-o dimineață ea a venit la mine în cameră, eu toată noaptea trăsesem și ea când a venit a început să urle la mine că trezește-te. Și eu când m-am ridicat, ea mi-a dat o palmă și cum eram eu cu toate gândurile în capul meu, am dat și eu în ea. Și atunci am fugit de acasă, ea a chemat poliția și am ajuns la poliție pentru lucrul acesta, că am dat în ea. Că ei era frică de mine, nu știa ce să facă, să-mi revin. Și asta a fost varianta ei, să sune poliția, a crezut că așa îmi revin. Și am primit un ordin de interdicție împotriva ei timp de 6 luni, dar când am venit în program, am restaurat și relația cu ea, așa cum înțeleg foarte bine. Mă bucur, o să vorbim mai multe despre familia ta. Deși ai întrerupt școala, din clasa a 10-a parcă nu ai mai mers sau 11-a? Nu am mai mers, dar școala am terminat-o. Asta voiam să spun, ai reușit să iei examenul de bacalaureat, cum? Am copiat, nu l-am luat pe ce am învățat eu, nu învățasem absolut nimic.
Nu pe merit, nu? Nu, nu pe merit. N-aveam cum, dacă eu știam doar să mă droghez, era imposibil să iau acel examen pe merit. A însemnat ceva pentru tine această reușită, să spunem? Nu, nu. Chiar nu m-a interesat lucrul ăsta, pentru că atunci când mă drogam nu aveam de gând să merg la o facultate și am zis că n-are cu ce să mă ajute bacalaureatul. Nici nu voiam să mă angajez, pentru că în capul meu era o rușine asta să mă duc să muncesc. Nu voiam să fac lucrul ăla. Capul meu era că o să pot să vând drogul, o să pot să mă întrețin, o să trească să lucrez ca orice om obișnuit. Dar ai fost un copil răsfățat? Da, am fost foarte răsfățat când eram mic, până au aflat părinții mei că mă droghez. Apoi tatăl meu, încet, încet, cum s-ar spune, și-a luat mâna de pe mine și am văzut cum este viața. N-am mai fost răsfățat, n-am mai primit nimic și mi-a fost extrem de greu. A trebuit să fac ceva ca să-mi iau lucrurile acelea înapoi și de asta am ajuns să vând droguri. Asta a fost chestia, dar n-am reușit să-mi acopăr acele goluri și așa că am început să mint lumea, să ard lumea, să le fur banii prin mijloacele mele, fără să-și dea seama. Asta am făcut ca să pot să mă întrețin. Nici gând să te înscrii la o facultate, să continui să studiezi, nu? Nu, n-aveam niciun gând cu lucrul ăsta, pentru că nu mă vedeam pe mine în viitor. Eu stăteam doar în prezent, știam că mă droghez și nu mă gândeam că să mă las de droguri, să mă apuc să fac ceva. Nici nu am vrut, sincer să fiu. Pentru că nici n-aș fi avut susținerea lor mei, pentru că ei, cum știau că eu mă droghez, nu mi-ar fi dat bani să mă duc la o facultate. Clar, se gândeau că acolo mă duc, schimb orașul și mă duc acolo doar să mă droghez. Nu mă duc ca să învăț. Și înțeleg, e pe bună dreptate. Da, cam toți părinții recurg la această metodă. Nu mai oferă bani copiilor. E bine din punctul tău de vedere? Nu este bine, pentru că eu am ajuns să fac aceste lucruri cu care puteam să mă duc la închisoare pentru bani. Dar ei se gândesc că dacă nu mai dau bani, n-ai cum să te mai droghezi. Dar poți să te droghezi în ziua de azi și fără niciun ban. Asta e chestia. Vrem să știm cum, să știi. Okay. Nu promovăm așa ceva. Albert, cred că cel mai important, să ne spui tu dacă am dreptate, este ca părintele să rezolve sursa problemei, nu? Da. Nu dai sau nu bani. Pentru că, vorba ta, dacă îmi dă bani, oricum mă droghez, dacă nu îmi dă, oricum fac tot posibilul ca să fac rost de bani, ca exact să mă droghez. Și acum vreau să te întreb, ce vârstă aveai tu când părinții tăi au divorțat? Aveam 8 ani. 8 ani. Da. Povestește-ne și încearcă să te întorci în timp, să-ți amintești ce ai simțit, ce era în sufletul tău, ce ai înțeles. Sincer, am fost foarte devastat de la lucrul acesta, pentru că nu știam cum o să fie să nu mai stau cu amândoi în casă. Pentru că eu, până ca ai mei să se despărțească, aveam o relație bună cu mama mea. Chiar am iubit-o, am ținut la ea. Doar că prin lucrurile pe care le făcea, încet încet m-am depărtat de ea. Stăteam singur la 8 ani în casă, pentru că ea a plecat, tatăl meu era la muncă. Îi spuneam de fiecare dată să mă ia cu ea, de ea nu voia, pentru că nu avea cum să mă ia unde se ducea ea. Așa că am fost foarte afectat. Tatăl meu nu se aștepta să vreau să rămân cu el, așa că atunci când a fost chestia asta cu divorțul, mama mea îmi băga în cap să rămân la ea, că o să mă întâlnesc cu tati. Ea voia să mă ia cu ea, să rămân cu ea. Așa că eu am ales să stau cu tatăl meu, fapt ce nu i-a venit să creadă. Tatăl meu în perioada aceea era distrus, stătea doar la el în cameră, stătea singur și se ridica din pat doar să-mi pună mie să mănânc. El se gândea cum o să fiu eu, la mine se gândea, pentru că și el a trăit o perioadă fără tată și el și-a zis că nu vrea niciodată ca și copilul lui să trăiască fără tată. Dar m-a afectat foarte rău acest divorț. Pentru că n-am avut o mamă lângă mine. Faptul că tu ai ales să rămâi lângă tatăl, ai spus mai devreme că era distrus. L-ai văzut distrus și cumva nu ai vrut să pleci de lângă el, nu? Da, n-am vrut. Ai spus că vreau să rămân cu el. În același timp te îndepărtezi de mamă.
învinovățind-o, căci din cauza ei tatăl tău ajunge așa. Da, asta am făcut. Am găsit-o pe ea vinovată și tatăl meu nu i-am găsit nicio vină. Bine, sincer, nici. Acum nu știu cum a fost, dar nu. Poate n-am crezut că a fost vina lui. Poate vei avea ocazia să discuți cândva cu ei despre asta și să liniștească toate apele, să reveniți într-o oarecare măsură o familie. Da, deci, și eu mi-aș dori asta. Da, și cel mai important este să fii tu bine. Să ieși cu bine din centru și să ieși învingător. Da. Și asta vei reuși. Da. Bine, clar. Tatăl meu s-a recăsătorit și a mai făcut o fetiță și am o soră minunată pe care chiar o iubesc și din cauza drogurilor eu nu am vrut-o niciodată, nu am acceptat-o ca fiind sora mea. Când am văzut-o și când s-a născut, am fost supărat pentru că atunci cu mentalitatea mea de drogat era în capul meu că doar o să împar banii tatălui meu cu ea și lucrul ăsta m-a supărat extrem de rău și de-aia nu i-am dat acceptarea mea și acum chiar o iubesc foarte mult și am o relație extrem de bună cu ea, chiar dacă ea are decât 6 ani. Mă înțeleg extrem de bine cu ea și ea, când vine acasă, e numai lângă mine. Mă bucur să aud asta și probabil că te-ai simțit oarecum abandonat atunci când au divorțat părinții, nu? Da. Te-ai întrebat în sufletul tău, oare eu contez? Da, atunci, în momentul ăla am zis că eu vreau să fiu rebel și să fac numai ce îmi taie mie capul. A fost un soi de revoltă. Exact. Și tot ceea ce eu făceam, mama mea reproșa tatălui meu pentru că îi spunea că el nu știe cum să aibă grijă de mine și de asta fac toate lucrurile. Se învinovățeau reciproc? Da. Și mi-ai spus că ai rămas în grija unei mătuși și a bunicii, nu? Da, am stat, nu stăteam numai cu ele, dar cum tatăl meu era la lucru, când el avea ture de noapte, ture de zi, stăteam cu ele. Și așa, eu am fost foarte apropiat de mătușa mea, având grijă de mine, făcând teme cu mine, făcându-mi mâncare, se juca cu mine. E clar, am fost foarte apropiat de ea. Bine, sunt și acum. Și bunica mea tot la fel a avut grijă de mine. Ele nu mi-au certat niciodată, nici când mă drogam nu mă certau. Ele mereu au fost cu mine. Chiar mă iubesc foarte mult. Și... Ai reușit să îți ceri iertare de la bunica ta pentru ce i-ai făcut? Da, mi-am cerut iertare. Ea deja mă iertase până ca eu să-mi cer iertare, când a văzut că sunt bine și am ales planul ăsta și nu vreau să mă mai droghez, deja uitase. I-am spunea că are traume cu lucrul ăsta mereu. Visa momentul pe care l-am avut, cum i-am făcut rău și toate au trecut așa. Toate problemele au trecut cum ai face așa. Chiar a fost o chestie inexplicabilă. Și cu tatăl meu m-am apropiat, cu toți. Mă bucur. Albert, este adevărat că devii dependent și de cazinouri și aparate? Da. Îmi plăcea foarte mult să mă droghez și să mă joc la aparate. Așa am ajuns să fur sume destul de mari de acasă, copil fiind. Am început să le amanetez aurul tatălui meu, surorii mele, soției lui. De la bunica mea furam tot ce prindeam, de la mătușa mea la fel. De la toți am furat, ca să pot să mă joc la jocuri. Îmi plăcea, aveam adrenalina aceea. Ziceam că dacă mă și droghez, mă și joc la jocuri, chiar sunt șmecher. Asta era atunci în capul meu. Ai pierdut cam tot, nu? Da, absolut tot am pierdut. Am rămas fără nimic. Când am ales să mă schimb, nu mai aveam absolut nimic. Din tot ce am avut, nu mai aveam nimic. Plus că aveam și foarte multe datorii la oameni, pe droguri, pe jocuri, pe petrecerile pe care le făceam. Îți amintești care a fost cea mai gravă situație în care ai ajuns atât din punct de vedere fizic, mental, financiar? Da, aveam... Acum un an și câteva luni aveam 52 de kilograme, aveam datorii de câteva mii de euro la respective persoane de la mine din oraș,
Nu aveam unde să stau și doar eram pierdut, absolut pierdut. Drogurile nu-și făceau niciun efect. Când mă drogam, mai rău mă luau toate gândurile. Că, bă, ce fac asta? O să vină ăștia, mă omoară ca să le dau banii, n-am ce să le fac. Și tatăl meu mereu a fost lângă mine și mereu tot ceea ce am făcut, el era în spatele meu fără să știu și m-a ajutat cu toate. El m-a scăpat de fiecare dată din toate locurile. Era în continuă alertă, agitat, agresiv și de asemenea paranoic? Da, pentru că cum ieșeam din casă, mă gândeam că mă întâlnesc cu ei, mergeam pe anumite străzi pe unde știam că ei merg ca să nu mă întâlnesc cu ei și de la droguri eram paranoic. Aveam impresia că mereu mă urmărește cineva. Dacă mergeam pe jos câteva sute de metri, mă uitam non-stop în spatele meu, crezând că e cineva. Și chiar credeam, în capul meu chiar eram convins 100% că e cineva și când întorc capul se ascunde după mașini. Asta îmi făceau drogurile. Eu mă drogam până aveam halucinații. Adică am fost foarte extremist și mi-a plăcut lucrul ăsta să mă droghez până nu mai pot să mai fac nimic, până nu pot să mă ridic din jos, de jos, până nu pot să mai vorbesc, să nu mai pot să mai fac nimic. Și cât stăteai jos? Non-stop. Stăteam, mă drogam până picam lat. Dar stăteam în pat, nu puteam să dorm de la droguri, doar stăteam așa, ore întregi, degeaba, pierdeam timpul. Te complăceai în acea situație? Nu, când eram în situația aia spuneam că nu mă mai droghez, mă rugam la Dumnezeu să mă ajute, să nu mai fie rău, să nu... Mi-era frică că mor, pentru că cum mă puneam în pat, simțeam cum îmi bate inima prin saltea și asta mă... De la droguri îmi dădea un trip foarte nasol, chiar credeam că mor și mereu îi spuneam lui Dumnezeu, dacă acum mă scap de lucrul ăsta, nu mă mai droghez. Dar îmi trecea, mă trezeam dimineața și o luam de la capăt. Dacă nu fumam măcar iarbă cum mă trezeam, eram nervos, făceam foarte multe dușuri pentru că transpiram extrem de rău și nu puteai să stai lângă mine dacă nu mă drogam. Doar atunci când mă drogam, eram o persoană liniștită cu care îți plăcea să stai. Doar până nu se droga rău. Când se droga rău, tot la fel, nu mai puteai să mai stai lângă mine. Câți ani ai consumat? 6 ani. Mult. Da. Știu că în tot răul există și un bine. Normal. Și mai știu, să mă corectez dacă nu știu bine, da. La centru ajungi datorită bunicii. Da, datorită bunicii Cum mele. Cum s-a întâmplat? Într-o zi nu aveam absolut niciun ban să mă duc să mă droghez și m-am gândit ce pot să mai fac, nu aveam de unde să iau bani, m-am gândit, mă duc să-i spar casa bunicii mele. Ea atunci era în altă țară, muncea. M-am dus cu 2 prieteni, am luat o rangă cu mine și am mai avut un episod în care rupsesem o ușă din spate, dusem foarte multe picioare în ea și într-un fel era desprinsă de acolo, nu mai stătea ca o ușă normală, așa că mi-a fost ușor să o deschid. I-am luat televizorul bunicii mele, am plecat cu el, am sărit gardul pentru că nu aveam cheie de la poartă. Și vă dați seama, m-au văzut toți vecinii, au sunat-o pe ea și a chemat poliția. Cam după 2 zile, mama mea tot îmi dădea mesaje, îmi spunea, te-a dat la poliție, eu spuneam că mă minte doar ca să îi dau televizorul înapoi. Și ea chiar asta a făcut, se mă dăuse la poliție, dar polițista care atunci a fost, i-a spus că decât să mă duc la închisoare, există centre în România unde pot să scap de droguri fără să mă duc la pușcărie ca să mă reabilitez. Și da, așa a găsit ea centrul Teen Challenge. La început n-am vrut să merg acolo și doar am mințit-o că da, o să mă duc în câteva luni. Doar ca să-și retragă, da, exact, plângerea? I-am spus, uite, o să mă duc după ziua mea, dar tu retrage plângerea că așa nu o să mă duc. Și ea, fiind disperată, a retras plângerea și eu n-am mers acolo. Am continuat tot cu drogurile. Mă și primise tatăl meu acasă pentru că și pe el îl mințisem că mai stau până la ziua mea și după ziua mea mă duc acolo, gata, mă schimb. Și el, a crezut că mă ține în frâu, m-a luat acasă. Și acolo am început tot la fel să îi fur lucrurile. Dar în momentele acelea nu mi-a mai spus absolut nimic când îi furam,
pentru că el chiar a crezut că o să mă schimb și nu voia să mă pierdă din nou. A crezut în promisiunea ta? Da, chiar a și crezut. Și te-a tolerat? Da, dar eu l-am mințit în tot timpul. Și cum ajungi la centru în cele din urmă? M-am rugat la Dumnezeu și dimineața când m-am trezit cu altă gândire. Am luat telefonul, am blocat-o pe fosta mea iubită cu care eu mă drogam și m-am dus la tatăl meu și i-am spus: hai că vreau să mergem acolo la centru, dă-mi numărul să-i sun. Incredibil. Da, și el mi-a spus la fel: mă minți, te duc până acolo degeaba, ajung acolo și îmi spui să ne întoarcem acasă. Și eu am spus: nu, dăm numărul de acolo. I-am sunat, mi-a spus că trebuie să-mi fac un set de analize și să le trimit și după aceea pot să vin. Bine, cel rău tot a lucrat la mine și am zis: mă, un an totuși e mult. Și încercam să-i spun tatălui meu să găsească un alt centru unde stau 3 sau 6 luni. Dar nu a găsit lucrul acela, mi-a spus: bă, asta e cel mai bine pentru tine, să te duci un an. Și chiar nu știu cum am acceptat, a fost numai mâna lui Dumnezeu acolo, pentru că mie îmi plăcea să stau doar să mă droghez, să stau în anturaj, nu îmi plăcea să mă duc să mă schimb, nu voiam să mă schimb, mie îmi plăcea cum eram. Asta a fost. Ai ajuns la centru? Da, am ajuns la centru, mi se părea totul foarte ciudat, pentru că când am ajuns acolo, eram acceptat de absolut toți. Toți m-au acceptat, toți mi-au oferit afecțiune. Toți îmi spuneau că pe ei chiar îi interesează de problema mea. Și în ultimul timp nu mai avusesem asta în viața mea. Nu era nimeni care să mă aprecieze, nimeni care să-mi spună că o să vezi că totul va fi bine. Chiar mă bucur că ești aici. Când i-auzeam, ziceam că au un interes, ei sunt nebuni de zic mie de astea. Mi-a fost extrem de greu la început. Cum v-am spus, am vrut doar să merg acolo, să stau o perioadă și apoi să mă întorc acasă, să prind încredere în tatăl meu, să mă ajute să fac ceva în viitor și tot să stau să mă droghez. Și cam după o lună și jumătate, toți din centru erau extrem de credincioși și se rugau la Dumnezeu și pe toți îi auzeam în jurul meu că Dumnezeu le răspunde la rugăciuni și chiar li s-au revelat. Și asta mi se părea ciudat, chiar dacă eu mereu am crezut în Dumnezeu, mereu am zis că El există, ziceam, na, asta deja e prea așa, există, înțeleg, dar cum îți răspunde ție la o rugăciune? Așa că m-am rugat într-o seară și am zis: Doamne, dacă pe tine chiar te interesează de viața mea și tu chiar ești în viața mea, arată-mi lucrul ăsta. Sincer, am crezut că se va întâmpla lucrul ăsta, dar pe o parte nu credeam că se va întâmpla. La 2 zile după această rugăciune, am avut un vis care chiar am zis că 100% visul acesta este de la Dumnezeu. Eram fugărit de niște băieți cu care eu mă drogam în trecut, care în vis aveau ceva cu mine și eu fugeam de ei. Și am ajuns într-un parc auto de mașini, unde erau 10.000 de mașini și toate mașinile erau încuiate. Și am ajuns în dreptul unei mașini și am zis: Doamne, dacă tu chiar existi în viața mea, salvează-mă de aici. Și am văzut cum, când deschizi mașina, cum fac semnalizările de la ea și s-a deschis mașina respectivă și eu m-am urcat în ea și am plecat. Și când m-am trezit, eram extrem de fericit, aveam o pace în mine pentru că chiar am crezut 100% că visul acela este de la Dumnezeu și atunci m-am decis eu să mă dedic lui Dumnezeu și să-L accept pe El ca mântuitor al vieții mele. Chiar am știut că am salvare de la El prin acel vis. Și pe lângă asta să accepti să rămâi în centru. Da, am și ales să rămân în centru în acea zi, chiar dacă tot mi-a fost greu, parcă tot greu ăla trecea într-un fel, parcă era cineva de la spatele meu care mă împingea și îmi spunea: fă și lucrul ăsta, că toate lucrurile astea sunt ca să te formeze. Și așa am ales să rămân. Am ales să fac ceea ce mi se spune, pentru că ca un dependent de droguri, când te duci și ai un set de reguli, primul tău lucru care e în gând e să nu le respecti. Și așa am ales să-i respect pe oamenii de acolo care m-au ajutat foarte mult, stafful de acolo prin mentorizările pe care mi le-au făcut. M-au învățat cum să reacționez în tot felul de situații și chiar m-am dat seama că ei mă iubesc și ei nu trebuie să mă port urât cu ei, nu trebuie să mă împotrivesc la ceea ce îmi spun ei. Singurul lor interes, de fapt,
era să te faci bine. Da, să mă fac bine, da. Și este. Da, la început nu. La început n-ai cum să vezi asta. Dar cum... Probabil că în scurt timp, după ce ai ajuns în centru, ai aflat că mare parte din staff au fost dependenți. Da, și prin asta au fost un exemplu pentru mine. Am zis că dacă ei au putut, trebuie să pot și eu, pentru că ei aveau o dependență mult mai mare decât a mea și aveau o poveste de viață chiar uimitoare și Dumnezeu i-a scos din locurile în care erau și a făcut oamenii care sunt acum. Și am zis, Dumnezeu ne iubește pe toți la fel, pe toți vrea să ne schimbe și pe toți vrea să ne ridice de jos. Și am zis că așa pot să fiu și eu, pot să ajung și eu ca ei, să am și eu o familie. Ai văzut împlinirea de pe fețele lor, nu? Da. Și cu ce bucurie trăiesc zilnic. Da, exact. Au o pace, da. O pace în ei care de multe ori nu-mi dau seama cum pot să fie așa vesel și au o stare atât de bună și când vorbesc cu tine, parcă simți așa cum simți dragostea asta lor, îți explic orice lucru atât de frumos și când greșești ei sunt, e parcă n-ai făcut absolut nimic. Nu am întâlnit niciodată în viața mea persoane ca acestea. Adică eu să fac lucruri greșite și ele să vină și să stea, să-mi explice totul frumos, fără să mă certe. A fost ceva uimitor. Pentru că urmează exemplul lui Iisus și pentru că ei se simt liberi. Exact. Au avut o poveste de viață, cum ai spus și tu, au fost salvați de la moarte de foarte multe ori și apreciază lucrul acesta și încearcă să vă ajute și pe voi, cei care astăzi sunteți în centru. Și eu cred, Albert, că Dumnezeu ți-a răspuns înainte să ajungi în centru, pentru că ai menționat că seara te-ai rugat, ca niciodată, te-ai rugat. Ai simțit nevoia să te rogi, iar dimineața te-ai trezit un alt om. Exact. Și ți-ai dorit să ajungi la centru. Da. Și uite că au trecut 9 luni. Sincer, nu-mi vine să cred nici acum că au trecut 9 luni de când nu m-am mai drogat și Dumnezeu mi-a restaurat relația cu toți membrii familiei. Acum, sincer, în familia mea e mai bine decât era când nu mă drogam. Atât de bine mă înțeleg cu tatăl meu, mă înțeleg foarte bine și cu soția lui, chiar dacă eu am făcut mult rău, n-am acceptat-o, m-am purtat urât cu ea din cauza drogurilor. Mă înțeleg și cu ea foarte bine, mă înțeleg și cu mama mea și chiar m-a ajutat foarte mult și mă ajută în continuare. Mă bucur atât de mult să aud asta și deja îmi imaginez că vei ieși din centru și probabil că îți vei dori să ajuți mai departe oameni, cu toate că ești tânăr, ai viața înainte și vei deveni un om de bază, un ajutor pentru familia ta, pentru surioara ta, că tu ești cel mai mare acum. Ești capabil, ești frumos și chiar dacă vor mai exista, nu știu, dacă vei mai fi vreodată tentat, tu ești puternic și ești mai mare decât orice tentație. Da, Dumnezeu nu-ți dă ispite mai mari decât să nu poți să le duci. Și au mai fost momente în care m-am mai gândit cum ar fi să mai trag o linie, cum ar fi să mai fumez o țigară și atunci gândul acela l-am predat lui Iisus și m-am rugat să-mi ia gândul acela, să-mi ia pofta aceea și chiar de fiecare dată el a făcut lucrul ăsta. Da, și trebuie să fii conștient că linia aceea va aduce o altă linie și tot așa până când îți va distruge viața, dar tu nu-ți dorești asta. Nu mai îmi doresc asta. E bine că acum știu finalul unde ajungi de la droguri. La început nu l-am știut. De aceea mi-a plăcut și de aceea m-am drogat. Albert, ai spus că te simți vinovat față de persoanele pe care le-ai împins în această dependență. Dacă ai putea, dacă ar fi posibil, ce ai face pentru ele concret? Eu aș vrea să le aduc aici, în centru. Asta aș vrea să fac. Asta este o schimbare. Aș încerca să le vorbesc despre Dumnezeu, ca să vadă că ei o să fie iertați și chiar Dumnezeu să le restaureze viața. Și chiar vreau să încerc lucrul ăsta. Uh-huh. Trebuie. Încearcă. O să reușești, probabil să... Măcar să te faci auzit. Da, asta și vreau. Le spui, uite, mă simt vinovat față de voi, îmi pare rău. Vreau să vă ajut. Da, sper să reușesc lucrul acesta. Pentru că ei acum chiar sunt într-o situație foarte rea. Chiar au pierdut controlul asupra drogurilor și...
Îți doresc mult succes. Îți mulțumesc din suflet că ai fost aici. Să știi că povestea ta va conta pentru foarte multe persoane. Și îți doresc să fii bine toată viața ta. Mulțumesc asemenea. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ne-ați urmărit până la final. Prin povestea lui, Albert tocmai ne-a demonstrat că nu există, nu se poate. Cere și acceptă ajutorul în orice situație te ai afla. Eu sunt Antonia Fudulu și, așa cum v-am obișnuit, mă voi întoarce săptămâna viitoare de la aceeași oră 20 cu o altă poveste de viață. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile fără griji. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.